Da, urâte caractere ni se devoalează zilnic în emisiunea Mireasa, din păcate, și se pare că ar mai fi multe lucruri de spus, însă ați văzut reacțiile celor două, respectiv atât Iuliana cât și Maria în discuțiile lor private cu iubiții spuneau că mai au multe de dezvăluit și că abia așteaptă live-ul de astăzi, dar, văzând că s-au început sancțiunile, se dau tot mai multe sancțiuni și așa mai departe, au ales să nu mai vorbească. Evident, acum își stăpânesc mai bine starea și, cu toate că se vede că cel puțin Maria este neagră de furie, se vede că nu mai vrea să vorbească pentru că și așa este foarte afectată de toate sancțiunile primite. Pe lângă faptul că din cauza ei Ștefan cumva se află în această cursă de eliminare, acum atât ei cât și Iuliana i s-a ridicat imunitatea pentru următoarea gală, așa că cumva riscă destul de mult. Și pe deasupra s-a mai dat și această sancțiune ca până săptămâna viitoare să nu se mai primească colete și scrisori în casa Mireasa, lucru care evident afectează pe toată lumea și cu siguranță iar vor fi foarte multe discuții și nemulțumiri pe această temă.